Bun regăsit la mine, dragii mei! Astăzi împart cu voi cum fac eu un decor pentru o petrecere intimă, micuță, pentru un botez care va avea loc la vineri 13 în Timișoara și am de decorat un bufet mai vintage așa, pe care trebuie să fac o bordură de flori. Și mai am de decorat două mese festive, dar voi face aranjamentele florale suspendate din tavan, pentru că deasupra meselor am o grindă foarte mișto și solidă de care pot să mă agăț. Nu știu cât reușesc să împart cu voi și cât nu. Intenția mea este să filmez cât mai mult din ceea ce fac, dar cu siguranță vă pun și poze când termin. Pasul 1 este să montez buretele. Aule, ăsta nu s-a muiat bine. Să montez buretele pe suport. Dimensiunea decorului meu pe bufetul respectiv, o să-l vedeți în poză la sfârșit, este de 1,56 de centimetri. Eu folosesc o bucată de pat de cablu cu lungimea de 1 metru, urmând ca ce 56 de centimetri să-i întind din lungimea florilor ulterior acolo și să mă cobor un pic cu ele în jos după capătul bufetului. Ce fac acum? Îmi fixez bureții pe patul de cablu. Am mai împărțit asta cu voi, o fac din nou, încerc să mă grăbesc. Asta era neudată bine. Aici completăm un pic la mijloc. Pentru fixarea bureților folosesc Anchor tape-ul. Acum e aproximativ ora 11 când filmez. Eu trebuie să fiu cu toate florile gata la sală, montate la ora 2. N-am așa mult de lucru, am doar pentru evenimentul acesta, am doar bordura și două aranjamente suspendate de grindă pe care le voi face direct acolo. Mi-e greu să le fac aici, după aia să mă gândesc cum să le transport suspendate și oricum am nevoie să fiu acolo ca să văd dimensiunea, proporția și cum mi se adaptează decorul în timp ce îl fac acolo în locație. Și pot să fac asta. Bun. Materialele pe care le folosesc sunt un vis. Am ca și flori, dali splendide, adică chiar splendide. Am aici un cafe, ole, de la Dahlia with Loves de la Moșnița, de la Leontina. Am niște Lysianthus alb, am niște crin asiatic alb. Mai văd dacă îl folosesc sau nu, dar ceea ce este cel mai mișto este mixul de verdețuri pe care am de gând să-l folosesc. O să fac prima dată o bază verde cu prietenul cel mai bun, pistachiu. E magică verdeața asta și dacă vorbim de eficiența și de prețul ei, eu sunt în perioada pistachio, am mai fost în perioada eucalipt, am mai fost în perioada rumora, am mai fost în alte perioade de verdețuri, dar acum sunt cu pistachio. La întrebarea cât pistachiu folosești, am dat pentru un
metru jumate de decor din ăsta, răspunsul este o legătură jumate. O legătură jumate din asta mică. Astea mi le țin, crengile. Este foarte eficientă și rentabilă. Frunza asta. Cred că dintre toate perdețurile care se achiziționează de la furnizorii de flori tăiate, pistachiul este cea mai accesibilă ca preț. Adică raportul preț-volum, calitate, eficiență, rezistență, este un raport foarte, foarte bun. Acum dau din casă, știu undeva, 7-8 lei este o legătură din asta de pistachiu. Preț bun. Hai. Și de aici îi dau bătaie. Primul și primul lucru, îmi voi monta darile. Și plec aici. Cu una. Vai ce frumoase sunt astea, deci sunt absolut superbe. Vreau să le grupez. Am așa un pompon, fain? Nu știu dacă îți vedeți pe ăsta, îl pun mai sus. Aici am o poveste de Dali. Mai fac o poveste de Dali aici. Seară de la direct de la Leontina din fermă. Astea le înghesui aici. Vreau să fie grele. Aseară pe la ora, nu mai știu, 7-8. Aici am o poveste, aici am o poveste. Aici am un episod din poveste. Aici, tot un episod din poveste. Mai vin un pic aici. Un pic aici. Și hai să vedem albul. Nu-l gestionăm. Vin cu... Ia să le vedem și pe astea. Sunt hortensiile mele verzi. Pe care... Am să le pierd un pic aici de desubt. Nu sunt neapărat vizibile. Venile cu pipa turcului. Hai că deja mă repet și mă puteți anticipa ce folosesc. Adică vin cu gardul. Voi lăsa un fel de explozie peste tot. Și în jos, și în sus. Și explozia asta de verde și de materiale
O să complic un pic cu clamatisul. Da. Acum am primit și pe Ami. Să-mi termin eu splendoarea mea. Ce trebuie accentuat albul. Aici trebuie ia uitați ce frumos mă ajută asta gata curbată adică fix în jos curge cade de acolo așa da, bun. Bucata asta este aproximativ ce-mi doresc urmează să continui și să termin bordura. Uite ce frumos e asta. Și ce frumos iese aici. Exact cum vreau eu. Și asta la fel. Uite. Asta este un model de aranjament în care, chiar dacă eu am niște frunze mai înfilite, mai plăștite, poate o daie chiar răscoaptă din care urmează să cadă frunzele, e parte din natură. Nu neapărat trebuie să înlătur aceste lucruri, pentru că aspectul pe care vreau să-l creez este unul sălbatic. Iar în sălbăticie, nu-i așa, mai apare și câte o frunză veștejită. Unde vorbim de impecabil, e altă poveste. Oare pun și un crin? Am curățat... Nu cred că se potrivește asta, să vedem. Nu. Aici nu. Poate aici. Ha, bine. Hai și tu. Că ești de vară. Voi ce-ați mai pune aici? Oare? Scrieți-mi în coment. Mai am variante de pus stuf. Mai am variante de pus niște crengi maro și vă spun și de ce. Locul unde eu duc acest, unde punem acest aranjament, este un bufet alb vechi într-un decor vintage cu mobilier altul greu și maro. Dacă eu pun, și o să vedem, dacă pun niște crengi maro aici, au dublă valoare. Pe de o parte, îmi accentuează sălbăticia și natura și explozia de natură din ceea ce am construit deja, plus îmi leagă cromatic și textural. Atenție, și cromatic și textural. Adică maro și lemn cu spațiul în care eu voi pune acest decor. Adică impactul meu vizual al întregului spațiu va fi unul de echilibru. Adică florile au lemn maro într-un context în care există mobilier maro.
chiar drepte. Vreau așa, mai vegetativ, dacă s-ar putea. Da, îmi deschide. Arată bine. Am să-l pun. Discret, ce-i drept. Nu prea e de aici cu foșenia asta. Sau? Vă întreb direct, se potrivește sau nu se potrivește stuful? Scurioasă, ce părere aveți? De ce da, de ce nu? Mie mi se pare că nu se potrivește ca textura, pentru simplu fapt că stuful sau iarba asta crește în câmp. Iar atmosfera, povestea de vegetale pe care am creat-o, te duce mai mult la pădure. Pe de altă parte, mi se pare că complică lucrurile. Nu mai zic cât este de modern în aceste vremuri. Și închidem. Splendid! Cu Ami, draga mea. Da! Da! Care Ami, draga mea, vine cu ușurică deasupra celorlalte. Atât de mult se folosește această floare în alte părți decât la noi. La noi mai discret. O folosesc mai mult cei care au deja o notorietate pe partea de design și au curaj. Dar sper să prindă cât mai multă lume curaj și să-l folosească. Este absolut gratuit și crește pe câmp. Așa, ca să vă provoc imaginația, am văzut într-o fotografie undeva, nu mai știu sigur unde, o arcadă splendidă de decor de nuntă, făcută exclusiv din Ami, din ăsta alb. Ia. Știți cum arăta? Diafan, frumos, sălbatic, feminin. O privești o arcadă din aia și îți dai seama, de fapt, ce mult valorează simplitatea în anumite situații. Hai, iubire, cam asta am vrut eu să fac. Aici trebuie să-i dau greutate lui verde. Îmi părea prea transparent. Aici l-as curat. Și posibil să-l mai... punctez, stai să văd. Ha! Da!
mai multe dale aici în partea asta. Bă, ce frumoase sunt astea. Deci uitați-vă la ele ce se fac aici. Nu. Nu. Aici îmi pare un pic prea ușor, prea transparent și vreau să-l fac mai greu. Și am îngreunat toată povestea de acolo cu încă o dalie. Cam asta am avut să vă explic pentru moment. Mă mobilizez, mă duc, văd dacă filmez și la sală. Îmi doresc să știți, dar dacă nu-mi reușește asta e, veți vedea doar poze. V-am pupat, ciao! Hei! Suntem la sală. Am pus video. Aici montez în termin. Aici avem niște viță sălbatică. Ne primim suc. Cum? Da, suc. Suc? Să aduc? Da, ce, pe ții? Da, i-am zis și la colegul, dar... Da, îi pe masă. A, îi? Da. Ăla tău? Ăla de acolo. A, bine. Da, 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 te rog. Mersi.
destul de voluminos, adică se vede că ai ceva de departe. Da. A? Da. Picat, e prea grea și am pus-o jos și-o picat de greutate și cum sus. Minte. Dacă reușesc, îi dau mult fluid aici jos, o să fie ok, super frumos. E întins la maxim nivel. Da, dar nu te griji, că nu are nimic. Presiunea pe care o pune de maxim 10 kg. Deci atât. Thank you.
frumos arată și îmi plăcut că când dau rămâne tot fac așa și uai, ce frumos arată asta, vezi? Da. E și tot. Asta-i Tolizia, tu sau? Ceau, dragii mei! A? Ceau! Ne-am terminat! Ceau, Leontina! Ui, ce frumoase stai! Pentru cine dorește să bea o cafeluță la măsuță? V-am pupat. Ciao!